Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai știți compania aceea de telefonie mobilă care făcea acele telefoane indestructibile și cu baterie care țineau un secol? Aia de începeau cu 9 și se terminau cu Kia. Da. Asta e. Aia care au dat faliment când s-a trezit Steve Jobs să le strice afacerea. Exact. Cu iPhone-ul. Finlandezi. Da. Era un telefon, erau mai multe telefoane populare și aveau și un joc. Șarpile. Șarpili. Da. A jucat șarpili? Da, cum? A jucat șarpili. Cu tastele. O, ce fascinație era. Cine este fan sau cine era mare fan șarpili, are motive de bucurie, pentru că unul dintre telefoanele iconice, dacă îmi permite să folosesc acest port barbar, chiar, sigur. De la compania Kia, și anume numărul 3210, este relansat după 25 de ani cu tot cu jocul cu șarpile. Snake. Ce tare! Da. Deci, mie îmi place de băieții ăștia de la Nokia. Nu reușesc. Au încercat și cu telefoane moderne, nu le-a mers. Și atunci ei tot încearcă să relanseze telefoanele astea. Știți că au relansat la un dată la banană. Da, da. L-am primit și noi. Da. Super fan, super mișto. Unde să-l folosești? Pe ăsta m-am gândit că îl dau maică, dar cred că se sperie când deschide banana și atunci am zis că... Nu puteam să-i setez, mă rog, nu mai contează. Nu mai contează, dar ei încearcă. Au relansat nu știu ce model cu clapetă și acum acest model, dumb phone, așa li se spunea, telefoane tălâmbe. Și relansează telefonul ăsta, 3210. Are o cameră de 2 megapixeli. Practic iPhone-ul la lansare, cred. 2 megapixeli și o baterie care ține, înțeleg... 2 săptămâni. Nu, aici e scăderea. 9 ore și jumătate dacă vrei doar să vorbești la telefon. Are și acces la servicii 4G, nu știu la ce servește, dar aici este greșeala. Pentru că pune ecrane de-astea cu culori și cu animații și, consumă mult. Și astea consumă mult. Trei făcute alea de pe vreme care n-aveau practic alb, negru, nimic. Tată și da. Era negru verzui, de fapt, că nu era, negru, era un negru verzui. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.